Mulțumesc Domnului pentru harul care El mi-a dat în această seară să fiu cu dumneavoastră la închinare. Mulțumim că Dumnezeu este cel care ne vorbește, se prezintă. Mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră. Iubesc faptul că fiecare are o poveste specială cu Dumnezeu și atât de mult îmi place, atâta de mult mă zidesc când. Fiecare spune povestea lui cu Dumnezeu din, din unghiuri diferite, din experiențe diferite. În această seară doresc și eu să contribui la zidirea Bisericii și fiecare dumneavoastră să plecați după această părtășie hrănii spiritual și cu sentimentul că v-ați întâlnit cu Domnul. În această seară vreau să vorbesc în scurte cuvinte despre uh, un episod foarte cunoscut când o femeie se întâlnește cu Domnul. Textul este din Ioan, capitolul 4, sunt uh, patru versete și vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să ascultăm cuvântul Domnului cu foarte multă atenție. Uh, Ioan, capitolul 4, versetul 10. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. Și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feșciorii lui și vitele lui? Și Iisus i-a zis, oricui bea din apa aceasta îi va fi iară sete, dar oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în viac nu îi va fi sete. Ba încă apa pe care eu voi da eu se va preface în el, într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Aleluia. Puteți ocupa locul. Ce discuție interesantă are Domnul Hristos cu această femeie. Femeia aceasta vine să scoată apă de la o fântână pentru că era sete. Dar din cunoștințele pe care Femeia aceasta le are, descoperă că apa nu îi potolea setia. Nu știu, vi s-a întâmplat vreodată să beți apă și să vă fie iară sete? Era ceva inexplicabil. Ea nu știa să explice, de fapt, care era nevoia ei principală. Dar i-a spus în felul următor Doamne, simt că am nevoie de apa asta de apa asta ta. Ea nu știa că de fapt, în spatele acestei uh, nevoi biologice, exista o nevoie spirituală. O nevoie de a-l întâlni cu adevărat pe cel care era mesia și care putea să îi ofere vindecare și eliberare și mântuire. Omul tânjește după Dumnezeu și nimica din lumea aceasta nu îi poate satura această sete pe care o are el în inima lui. Chiar dacă uneori diavolul ne înșală și pe noi, noi care suntem în biserică, noi care am avut experiențe cu Dumnezeu, noi care știm unde este izvorul, noi care știm ce trebuie să facem să trăim o întâlnire tainică cu Dumnezeu, ne înșală și pe noi. Și încercăm să potolim setea inimii prin tot felul de lucruri. <coughs> prin tot felul de plăceri, prin tot felul de lucruri amăgitoare și la final ne dăm seama că suntem tot goi, tot săraci și ne dăm seama că nimic... <coughs> Îmi puteți da, vă rog, puțin apă, că, nu știu, m-a apucat o sete. O să te o tuse. <coughs> uh, ne dăm seama că suntem uh, mai departe însetați după Dumnezeu. Mi-aduc aminte foarte bine o discuție pe care am avut-o cu un frate. Astăzi este frate în Domnul Iisus Hristos, Omul acesta se numește Mircea Roșca, poate i-ați ascultat mărturia pe internet, este deputat PNL. Omul acesta a venit la Hristos, nu mânat, condus de cineva anume, ci pur și simplu ă, și-a dat seama că avea o sete în inima lui și nimica nu îi potolea setea. Îmi povestea într-un anumit context, zice, când eram mai mic, am avut o întâlnire cu bunicul meu. Și bunicul m-a chemat la el și a zis, mă copile, vin aici. M-am dus, fiind mic, curios, și m-am dus la el și când mi-a tras o palmă, nu știam ce s-a întâmplat. La care bunicul zice, mă copile, bagă bine la cap ce-ți spun. Zice, tu în viața asta să muncești și să-i dai sufletului tău orice plăcere va dori el. Și omul acesta mărturisea, zice, parcă sfatul acesta mi-a intrat în minte. L-am crezut. Așa că am încercat să învăț să fiu primul la școală. Am încercat să îmi fac o carieră, să devin un om de afaceri. Am devenit un om politic, mi-am făcut case, am avut tot ceea ce putea să-și dorească un om, dar nimic nu potolea setea inimii mele. Îl căutam pe Dumnezeu. Și după multă frământare și după multă căutare, are o poveste interesantă, Zice, l-am descoperit pe Dumnezeu în Biserica Pocăiților. Dar ce am descoperit eu era că eu tânjeam după Dumnezeu Pocăiților și Pocăiții tânjeau după Dumnezeul meu. E adevărat? Fraților, e adevărat? Câteodată suntem așa de de fățarnici, nu putem să recunoaștem că este un mare adevăr. E ceva ce noi trăim uh, într-un mod real, de plin, acest adevăr. Care e problema? Problema este faptul că chiar dacă mulți dintre dumneavoastră, eu, da, am avut acest moment real în care ne-am întâlnit cu Hristos în care am realizat cu adevărat că El este Cel care poate să potolească setea sufletului nostru, ușor, ușor ne-am depărtat de Dumnezeu. Și am încercat să înlocuim acea sete după Dumnezeu cu tot felul de lucruri. Am căzut în capcana omului care vrea să înlocuiască pe Dumnezeu cu alte lucruri. Problema nu este, fraților, că muncim de dimineață până seara pentru o bucată de pâine. Problema nu este că vrem să ne facem o casă aici pe pământ. Aș fi fățarnic să spun că A, este un lucru rău. A, eu îmi doresc o casă, o casă frumoasă. Problema nu este că ne dorim mașini mai bune. Problema nu este că vrem să temem o familie vrem să avem copii educați. Problema este alta. Lucrurile acestea devin celul numărul unu a vieții noastre. Problema este simplă. Nu-L mai pui pe Dumnezeu pe locul întâi în viața ta. Ci multe alte lucruri devin obiectivul tău numărul unu. În momentul acela, tu l-ai înlocuit pe Dumnezeu cu altceva. Întrebarea mea în această seară este o întrebare de verificare. Când ați avut ultima dată acea întâlnire tainică cu Dumnezeu? Când ați avut acea întâlnire reală cu Dumnezeu? A, da, știu, suntem. Profesioniști când vine vorba să dăm indicații. Suntem experți când vine vorba de a-i conduce pe alții la Dumnezeu. Suntem experți să le spunem, a, vrei să-l descoperi pe Dumnezeu? Du-te la biserică. Citește Biblia. A, a, vino și stăruiește, roagă-te. Întrebarea mea pentru dumneata pentru mine, este când vii la biserică. Îl descoperi adev cu adevărat pe Dumnezeu? Sau trăiești un formalism? Sau încerci să-ți satur setia prin tot felul de tehnici, de manipulare, prin care să-ți să convingi conștiința că tu ești bun, de fapt? Că tu trăiești cu Domnul? Că tu trăiești pentru Domnul? Că-l ai pe, în inimă pe Domnul. Dragii ce-am observat eu este că inima noastră este nespus de înșelătoare. Și de foarte multe ori. Dar m-am trezit eu în anumite situații, m-a trezit Domnul în anumite situații în care încercam să-mi satur setea. Apelând la tot felul de tehnici. Căutam altceva. Nu mai eram mulțumit de relația mea cu Dumnezeu. Am făcut exercițiul acesta practic și l-aș face și în seara aceasta. Păcat că nu pot asculta răspunsul dumneavoastră. Dar dacă v-aș întreba în această seară, de la 1 la 10, cât de fericit ești tu? Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră mi-ați spune. A, cred că mi-aș da nota 6. A, cred că mi-aș da nota 7. Unii ar zice 8, 9. Am întâlnit pe cineva care mi-a spus 9, 50. Dar o altă întrebare de-a mea este ce îți lipsește să nu fii fericit de nota 10? Și aici îi ajut pe majoritatea să-și descopere lucrurile după care tânjesc. Și mulți mi-au spus, a, păi îmi lipsește o mașină. A, dacă m-ar aș fi mai fericit. Fraților, dacă-l ai pe Domnul, este suficient, ajunge. D celelalte lucruri, dacă vin pe deasupra, este har. Să vii să fie Domnul, dacă nu, Aleluia! Suntem fericiți de nota 10! Trăiești lucrul acesta ca o realitate? Sau încerci să te minți pe tine însuți, că tu trăiești cu Domnul? Dragii mei, aș vrea în câteva cuvinte să vă readuc aminte că, cu siguranță, nu sunt lucruri străine, sunt lucruri banale, sunt lucruri care le cunoașteți foarte bine. Să vă aduc aminte despre cum să retrăiești această minune cu Isus. Cum să retrăiești această întâlnire cu adevărat cu Isus. În primul rând, această întâlnire poate fi pregătită de fiecare dintre noi. Dacă știm să uh, facem curățenie în viața noastră și dacă ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Cuvântul acesta este Dumnezeu. Este revelația Lui. Cuvântul ne spune că dacă strângem acest cuvânt în inima noastră, vom sta departe de păcat cuvântul neapropie de credință, cuvântul neapropie de Hristos, slăvit să fie El. Dar se întâmplă ceva. Uneori strângem atâta de mult cuvânt în mintea noastră, încât avem convingerea că noi chiar suntem pocăiți. Dar nu suntem pocăiți, suntem niște niște care cunosc foarte bine cuvântul pocăit înseamnă să-l strângi în inimă. Înțelegi? Pocăit înseamnă ceea ce ai în minte să ai și în inimă. Ceea ce știți că e proverbul la românesc, ce ai în gușă și în căpușă. Da? Când tu ai mai mult cuvânt aici și prea puțin aici îi bai. Înțelegeți? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune din inimă. Yes, Ieși zvoarele vieții. Cum pot afla eu cât de mult îl iubește fratele Viorel pe Domnul? Mă uit la inima lui, la dragostea pe care o are el, la pasiunea pe care o are. Dar pe ce cheltuiește banii? Pe cum trăiește el? Pe... Mă uit la principiile lui, la cum se îmbracă, la, pe ce... la, 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 la lucrurile pe care pune preț și îmi dau seama de cât de apropiat este el de Domnul. Uneori cădem ușor în capcană, ne lăsăm duși de ideea că dacă omul spune multe versete, dacă omul știe teologie, dacă omul știe cuvântul, este automat un om pocăit. Nu adevărat. Este o lege simplă în Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu o poate falsifica. Este ca și legea gravitației. Dacă ești un pom bun, faci roade bune. Dacă ești un pom rău, faci roade rele. Nu există. Poți să fii proroc, poți să fii predicator, poți să fii cântăreț. Lucrurile din inimă vor ieși afară. Spunea într-un anumit context Domnul Hristos, îi spunea Nicodim, Nicodime, dacă nu te naști din nou, dacă inima ta nu va fi transformată, tu nu vei putea vedea cu niciun chip împărăția lui Dumnezeu. Schimbarea și transformarea începe din inimă spre exterior și nu invers. Educația din ziua de astăzi se bazează pe uh, o altă lege. Vrei să schimbi comportamentul? Adună informații. Cu alte cuvinte, uh, poți să schimbi atitudinea dacă tu spui minții tale pot și vei putea. Dacă vei te vei educa într un anumit sens, se va produce schimbarea. Nu există. Schimbarea vine din interior spre exterior. Schimbarea aceasta o va putea face doar Dumnezeu. Îi spune Domnul Hristos la la Petru: "Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit aceste lucruri." Și Tatăl meu care este în ceruri. Mintea este limitată. Da? Nu vreau să intru în chestiuni de filozofie. Sunt lucruri simple, le cunoașteți. Întâlnirea cu Dumnezeu se produce dacă strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Întâlnirea cu Dumnezeu se produce dacă îți curățești inima. De asta de foarte multe ori venim la biserică, dar simțim că nu ne-am potolit setea. Simțim că nu s-a întâmplat minunea. Simțim că suntem tot seci, fără apă. De asta nu ai putere în fața păcatului. Pentru că nu ai inima schimbată, n-ai inima plină de cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu te poate conduce spre această întâlnire. Această întâlnire cu Dumnezeu o poți avea în biserica Lui? Dragii mei, vă aduceți aminte de faptul că pentru un evreu, Prezența lui Dumnezeu pe pământ era Templu. El, dacă vrea să se închine înaintea lui Dumnezeu, se ducea la Templu. Acolo era locul consacrat. Acolo se întâlnea el cu Dumnezeu. El nu se putea ruga oriunde. Chiar dacă avem situații în care oamenii l-au întâlnit pe Dumnezeu și în alte contexte locul consacrat în care Dumnezeu promite că se coboară este templu. Când Domnul Hristos se întrupează, Domnul Hristos reprezintă acest templu, acest mijlocitor între om și Dumnezeu. Dar când pleacă Domnul Hristos la ceruri, zice, n-am să vă las singuri, am să trimit pe Duhul Sfânt, pentru că închinarea noastră nu va fi condiționată, nu va mai fi condiționată de loc și de timp. Îi spune Domnul Hristos la, la femeia samariteancă. Vine ceasul și a și sosit când închinătorii adevărați, nu se vor mai închina nici pe muntele acesta, nici pe muntele acesta, închinătorii adevărați se vor închina în duc și în adevăr. Ești conștient că prezența Fizică a lui Hristos pe pământ este biserica? Ești conștient că te întâlnești cu Isus Hristos în biserică? Hai să vedem care sunt motivele pentru care, chiar dacă vii la biserică, nu mai trăiești această întâlnire reală cu Hristos. Problema este că de foarte multe ori venim la biserică, dar în loc să ne unim cu biserica, noi trăim un formalism religios. Biserica are două naturi, natura umană și natura divină. Natura umană este ceea ce vedeți dumneavoastră, noi folosim expresia: Aici este Domnul, aici se coboară Domnul. Da, este un adevăr spus, dar trebuie să ținem cont că acest adevăr a fost valabil în primul rând pentru Vechiul Testament. Noi nu mai suntem limitați de spațiu. Biserica nu sunt zidurile, Biserica uh, nu sunt cei care cântă, Biserica sunteți voi așa de hrănit mă simt spiritual atunci când mă unesc cu frați în care trăiește Duhul Sfânt, care trăiesc în Hristos. Da? De atâtea ori m-am simțit revigorat spiritual, de atâtea ori m-am simțit eliberat, zidit, pentru că m-am întâlnit cu Hristos în biserică. Înțelegeți? Acum am un avertisment pentru seraliști. Cei care uh, iubesc foarte mult Biserica online. Nu există Biserica online. E doar Biserica asta fizică în care tu aduci o contribuție. Îmi place foarte mult definiția pe care o dă Domnul Hristos Bisericii. Când doi sau trei. Se vor uni în numele meu. Eu voi fi acolo. Asta este definiția bisericii. M-am gândit foarte mult la lucrul acesta. Domnul Hristos nu spune, când tu te vei ruga, eu voi fi acolo. Vei forma biserica? Nu. Eu am nevoie de celălalt pentru a forma biserica. Întrebarea mea, dacă tu te izolezi de biserică, mai poți rămâne în Hristos? Haideți, răspundeți! Să răspundă cei iubitori de biserică online. Mai rămâneți în Hristos! Nu! Hristos rămâne în biserică! Înțelegeți? Pentru al experimenta pentru a mă întâlni cu Hristos, pentru a se putea produce această minune. Eu am nevoie de fratele meu. Eu îl zidesc pe el, el mă zidește pe mine. Înțelegeți? Aici e minunea. Eu am nevoie de el. El are nevoie de mine. El nu poate fără mine. Eu nu pot fără el, pentru că el mă corectează pe mine. El îmi spune, frate, nu mergi bine. Frate, nu mai încerca să-l înlocuiești pe Hristos cu lucrurile materiale, cu plăceri de șarte. Oprește-te! Întoarce-te la Cuvânt! Dumnezeu îți vorbește! Da? Trăiți momentul cercetării Duhului Sfânt? Asta înseamnă Biserică. Chiar dacă Biserica aceasta. Umană are multe slăbiciuni. Știu! Nu există biserică perfectă. E adevărat că dacă biserica asta umană nu se curățește, dacă nu lasă pe Hristos suveran, dacă nu se lasă călăuzită de Hristos, va pierde lumina. E adevărat! Dar Hristos ne-a promis ceva? Nimic! Nu va birui biserica lui. Nimic. El va fi cu Biserica. Eu trebuie să, mă, să caut conectarea aceasta cu Biserica Locală. Trebuie să fiu gata să plătesc prețul unirii mele cu Biserica Locală. Tânjești să te întâlnești cu Hristos? Trebuie să, să demonstrezi că ești gata să să faci ceva. Îmi place foarte mult o rugăciune de-a psalmistului. Spune în psalmul 101, în psalm al lui David, Voi cânta bunătatea și dreptatea! Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale nepricănită. Când vei veni la mine? Atât de dormi de tine. M-am săturat de formalism! Îmi dau seama că vin la biserică și nu mă hrănesc spiritual. Îmi dau seama că vin trist și plec trist. Îmi dau seama că vin flămând și plec flămând. Doamne, aș vrea să mai vii la mine. Aș vrea să trăiesc ce am trăit acum 10 ani, acum 20 de ani. Vreau să trăiesc acea experiență reală. Nu mai vreau să mă mint, nu mai vreau să trăiesc în minciună. Când vei veni la mine? Și psalmistul zice, voi umbla cu inima fără prihană în, în mijlocul casei mele! Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei! Urăsc purtarea păcătoșilor! Ea nu se va lipi de mine când vei veni la mine! Mai ai acest strigăt în inima ta? Când vii la biserică, îți mai dorești această întâlnire cu Dumnezeu? Sau ai venit doar să bifezi că... A, e rugăciune, dacă nu vin, iar să uită frații urât, iară. Pe cine vrei tu să păcălești? David spunea într-un anumit context, Doamne, câtă vreme am tăcut. Zăceam. Plângea sufletul în mine. Cât mai rezistați? să trăiți un formalism spiritual. Să știți un lucru, religiozitatea e boală grea. Orice lucru prin care tu vrei să-L locuiești pe Dumnezeu, cere un efort mare, te va epuiza, te va seca de puteri și la un moment dat vei capitula. Știți de ce sunt mulți care nu mai sunt în biserică astăzi? Nu mai sunt pentru că au pierdut această relație cu Dumnezeu. Nu, n-au mai știut cum să se întoarcă la această relație cu Dumnezeu. În demnul meu, pentru Dumneavoastră, pentru mine este să ne luptăm pentru a retrăi în fiecare zi minunea întâlnirii cu Hristos. Și ultimul aspect pe care vreau să-l tratez, sunt foarte multe, mai sunt câteva aspecte, dar nu, nu îmi permite timpul, poate în alte situații. Ultimul aspect în care tu te întâlnești cu Dumnezeu este închinarea o inimă gata să laude pe Domnul. Acum, când vorbim de închinare, închinarea este un subiect foarte vast. Vreau doar câteva aspecte să le punctez în două, trei minute. Închinarea înseamnă să te concentrezi pe două aspecte pe care le-a făcut Dumnezeu. Și aspectele acestea le găsim în Apocalipsa 4 și Apocalipsa 5. Noi putem învăța de la îngeri cum să-L lăudăm pe Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în capitolul 4, versetul 11, Vrednic este, Dom Doamne, Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile. Prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Când tu recunoști, îl recunoști pe Dumnezeu ca și Creator, când tu recunoști că toate lucrurile sunt de la Dumnezeu, sunt de la El, prin El, este o formă prin care tu aduci laudă lui Dumnezeu. Un alt mod de a. De a lăuda pe Dumnezeu. Îl vedem în versetul nou în care spune: Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic, este, ești tu să iei cartea și să rup pe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice nerod și din orice niam. De ce este vrednic Dumnezeu? Pentru lucrarea de răscumpărare. Totdeauna când vin înaintea lui Dumnezeu, eu am în minte aceste principii. Îl laud pe Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut, pentru ceea ce El mi-a dat. Știu că este suveran. Și, în al doilea rând, mi-aduc aminte de lucrarea de răscumpărare pe care a făcut-o Domnul Hristos în viața mea. Din păcate, astăzi trăim în era în care accentul nu mai cade pe Hristos. Accentul cade pe emoțiile oamenilor, pe dorințele oamenilor. N-am nicio problemă cu uh, stilul de laudă și închinare, dar există o tendință pe care eu o văd, o observ. Care cred că ne conduce la superficialitate. Foarte mult accent cade pe Doamne atinge-mă, Doamne împinge-mă, Doamne dumă, Doamne fămă. Și prea puțin accent cade pe cine este Dumnezeu, ce a făcut El, cât de minunat este Dumnezeu, cât de mare este Dumnezeu. Nu poți atrage prezența lui Dumnezeu concentrându-te pe ce vrei tu, pe nevoile tale. Nu poți atrage prezența lui Dumnezeu dacă nu te gândești la cine este El, la cât de mult ne-a iubit El, la mila Lui, la dragostea Lui, la puterea Lui. Aleluia! El este mare, El este bun, a Lui să fie slava în vecii vecilor. doar El îți va da putere să-L biruiești pe cel rău. Mă uit la, la cartea psalmilor, la această carte de laudă, la aceste harfe și văd aici lucrarea pentru care Dumnezeu este lăudată. Dar mai văd ceva, închinătorul își dă seama cine este dușmanul lui, îți dă seama cine îl blochează să se închine din toată inima înaintea Domnului. Totdeauna, în multe pasaje, văd care este dușmanul nostru. De foarte multe ori observ faptul că în cântările noastre moderne a dispărut acest element esențial de a cere putere să îl biruiești pe cel rău. Prea mult accent cade pe dorințele tale, pe dorințele mele ca și om, și prea puțin accent cade pe Dumnezeu. Am o întrebare în această seară și vreau să răspund sincer. Nu îmi răspunde mie. Eu nu știu ce ai în inimă, nu știu care este relația ta cu Dumnezeu. Întrebarea mea în această seară este: vrei să te întâlnești? Cu Domnul tău, vrei ca să îți mărturisești setea spirituală și să spui, Doamne, nu mai pot. De atâtea ori vin și bat drumul la fântâna aceasta și beau apă și tot însetat plec, nu mai pot, nu mai rezist, Doamne. M-am săturat de, de fariseism, m-am săturat de falsitate, m-am săturat de tot. Sângezi după tine. mi duc aminte de experiența unui prieten de-a meu, care se depărtase de Domnul. Am avut cu toții momente de genul acesta. Am devenit creștin căldicei, am căutat alte plăceri. Și tânărul acesta se depărtase mult de Domnul. Dar a venit o vreme în care a spus, nu mai pot, nu mai rezist, vreau să îl descopăr pe Domnul. Și a început să postească. Și aștepta să vină Domnul. Și nu venea Domnul. A început să se roage, se ruga o oră, se ruga două și nu venea Domnul. Dar nu s-a oprit. S-a uitat în viața lui și a zis, Doamne, disperat, Doamne, ce mă limitează pe mine, ce mă ține pe mine legat, de ce nu vii în casa mea? Și a descoperit Domnul în rugăciune, tu știi că acolo în dulap ai niște lucruri neplăcute mie, ia-le și scoate-le afară, scoate-le din inima ta, a făcut curățenie și din nou a intrat în rugăciune și a zis Doamne, vreau acum să vii la mine. Și din nou vine Duhul Sfânt și spune Tu știi cu tare lucru că l-ai făcut și încă îl mai faci. Le de el. Și din nou a încercat să facă reforme, să se pregătească. Și într-una din zile zice a venit prezența Domnului peste mine. Am început să plâng și nu mai mai puteam opri din plâns. S-a coborât Domnul. M-a ridicat, m-a reabilitat, m-a iertat păcatul, mi-a dat speranță, m-a vindecat, m-a eliberat, m-a integrat în biserică și m-a transformat într-o fântână vie. Din momentul acela a devenit un tânăr plin de viață, plin de putere. Vedeai prezența lui Dumnezeu în viața lui. Vedeai dorința lui de a-L de a, de a căuta pe Dumnezeu. Vedeai a, dorința lui de a mijloci pentru frați. De ce? Pentru că a fost o întâlnire reală. Când te întâlnești cu Dumnezeu cu adevărat, văd vecinii tăi. Vede soția, văd copiii, văd prietenii, ceva s-a întâmplat cu tine. Dragii mei, eu îmi doresc ca întâlnirea aceasta cu Domnul să fie o întâlnire zilnică, o întâlnire reală. Și dacă cumva trăim în acea sete spirituală, Dumnezeu să facă astăzi minunia să te întâlnești cu adevărat cu El. Amin. Da, fratele să ne conducă în rugăciune.